Pericolul infectării cu COVID-19 poate veni chiar din partea materialelor sanitare, care au rolul de a ne proteja. Măștile și mănușile pe care cetățenii le folosesc pentru a preveni infectarea cu noul coronavirus, iar mai apoi le aruncă la gunoi, pot deveni un pericol pentru angajații de la salubrizare. Muncitorii din sistemul de salubrizare intră în contact cu deșeuri reciclabile pe care le sortează manual. Chiar dacă aceștia iau măsuri de precauție, există riscul ca ei să ia contact direct cu anumiți agenți patogeni extrem de periculoși. Totodată, reprezentanții ADI Ecoproces îi sfătuiesc pe cetățenii care locuiesc la case să folosească mănuși de protecție în momentul în care scot pubelele în fața porții și de asemenea să le și dezinfecteze. La stația de transfer, unde sunt și muncitori care lucrează manual, există riscul, în situația în care aceste deșeuri nu stau o perioadă mai mare de 9 zile în recipienți, să se contamineze. Acest risc poate duce la oprirea serviciului de salubrizare. Este ceea ce nu ne-am dorit în acest moment. Directorul executiv al ADI Ecoproces Botoșani îi îndeamnă pe botoșeneni să nu arunce măștile și mănușile folosite în sacii pentru gunoi reciclabil și să le pună mai degrabă separat. În această perioadă, măștile, mănușile și alte materiale folosite la protecție trebuie puse într-un sac 2, se recomandă folosirea a 2 saci și puse cu deșeurile reziduale, nu cu cele reciclabile. Pentru ca microbii să fie distruși complet, se indică păstrarea acestor deșeuri pentru o perioadă mai lungă, de preferat cel mult 48 de ore, în sacii de depozitare.